Salutare tuturor, eu sunt Vasi și astăzi avem un nou episod din cariera cu Steaua în Premier League. Începem episodul cu o simulare contra Southampton, jucăm în deplasare, doar înfrângeri în ultimele lor 3 meciuri și câștigăm cu 3-1, un rezultat foarte bun pentru noi care ne va ajuta în cursa pentru un loc de Champions League sau Europa League. Da, și jucăm cu Sheffield United, jucăm acasă. Doar înfrânge și pentru ei în ultimele lor 3 meciuri. Și câștigăm cu 3-1 din nou. Un rezultat foarte, foarte bun pentru noi, care ne va menține pe un loc de Europa League sau chiar Champions League. Din nou antrenamente. Simulăm în continuare. Haideți să simulăm și meciul contra Leicester City. Jucăm în deplasare. Leicester este o echipă foarte, foarte bună. Deci nu va fi un meci foarte ușor pentru noi. Facem un egal. Gol de la ei a marcat Ricardo Pereira. Și văd că suntem pe locul 5 acum. Florentino crește până la 78. Coman și Man foarte aproape și de 76. Simulăm în continuare și avem un match contra Wolverhampton. Oh, trebuie să fac să negocieze și cu câțiva jucători. Dar înainte de asta, vreau să văd cu cine am picat, că dacă suntem în Europa League. Parcă înainte am făcut ceva ca să jucăm. A, noi nu am jucat în Europa League. Asta e. Nu mai contează, dar mă voi întoarce înaintea meciului contra Wolverhampton și când voi negocia contractele cu acești jucători. Da, haideți să simulăm și meciul contra Wolverhampton, o echipă foarte bună care sunt pe locul 2. Văd că au pierdut în ultimele lor 2 meciuri contra Tottenham și noi reușim să câștigăm cu 2-1. O victorie foarte importantă pentru noi. A fost un meci foarte greu. Reușim să ajungem pe locul 4. Coman devine de 76. Acum Man este foarte aproape de a deveni și el de 76. Mai trebuie să crească la câteva atribute. Haideți să simulăm și meciul contra Aston Villa. Jucăm în deplasare. Și câștigăm cu 1-0. Gol marcat de Florinel Coman. Suntem pe locul 4 acum, avem un meci foarte greu contra, ce e cu asta? Îl dau pe Niga asta așa și așa. Contra lui Tottenham. Deci nu ne va fi absolut deloc ușor. Îl voi juca normal. Dacă reușim să câștigăm acest meci, vom ajunge pe locul 3 probabil, deci ar fi ceva foarte bine dacă am câștigat. Începem și meciul contra Tottenham. Ei vor juca în acest tricou al lor albastru, noi în clasicul nostru tricou roșu. Și ne ducem la această pregătire, dacă o pot numi așa, de dinaintea fiecărui meci pe care îl jucăm. Îl vedem pe Malen aici, un jucător foarte bun al nostru, chiar cel mai bun după părerea mea.
Hai să dăm lovitura de start. Florentino pasă către Emerson. Emerson pasă foarte bună către Dennis Mann. Mann, bună pasă la Florin Tănase, nu ajunge să dea pasa, dar avem lovitură de la margine, repunere de la margine de fapt. Și Florinel Coman, un finesse, ce gol! Florinel Coman! Un gol incredibil al lui Coman. Îl ducem pe Coman aici la cameră. Foarte bucuros. Un gol foarte bun și deschide scorul foarte repede. Orie la Lucas Moura. Dele Alli. Winks. Coman acum. Coman, Tănase. Tănase. Cred că e offside. E offside? Da, era offside. Că prea târziu am dat pasa. Da. Trebuia să fiu puțin mai rapid cu pasa și mai înaintea față în față cu portarul Kane la Moura, Harry Kane, Sergio Aurier, Winks, Moura. Și mingea este la noi. Nedelcu mă pasă foarte greșită, vai de tine, Nedelcule. Dele Alli ține de minge foarte bine și se lasă avantaj. Kane un șut și ne egalează cei de la Tottenham. Da, a trecut foarte bine Kane de noi. Planici, un tackling foarte, foarte prost. Mai bine nu se lăsa avantaj. Și Dennis Mann pasă în centru către Malen. O pasă destul de greșită, doar că Malen ia mingea. Dennis Mann acum. Mann, un finesse! Apără Loris. Nu pot să cred ce șut. Nu știu de ce nu a dat mai departe la colțul lung. Că fix acolo am dat cu finesul. Dar avem corner și Tănase acum. Tănase! Ce a fost cu șutul ăsta? Deci chiar nu pot să înțeleg. Bine. Loris pasează către Winks. Winks la Sergerie. Orier. Florentino scoate, dar a dat o lovitură foarte, foarte prostă cu capul. Sissoko. Dele Alli dă o pasă cu capul bună către Moura acum. Harry Kane. Cristea. Nedelcu. Malen. Bine. Man reușește să dea. Nu apără Loris. Nu pot să cred cât a ratat Man. Prea mult a ratat Man. Nu cred cât a putut să rateze Man meciul acesta. A ratat foarte mult. Și Nedelcu, o intercepție bună. Nu cred ce a fost cu șutul ăla. Ce a fost cu șutul ăla? Haide, du-te, man! Haide, man! Hai, man! Gol! Denis Man! Denis Man dă gol în sfârșit! Man face ceva în acest meci! Îl ducem aici la fani și Denis Man dă gol! Conducem acum cu 2 la 1. La atâtea ratări, Man chiar a trebuit să dea un gol, să-și descumpere greșelile. Son ține de minge acolo. Harry Kane ține foarte bine de minge, dar Cristea ia mingea. Soiledis, Coman și Tănase acum. Tănase, foarte bună pasa către Denis Man. Man, un șut, gol, man! Denis Man dă încă un gol.
Foarte bine, man, acest meci a ratat foarte multe, doar că ne-a ajutat foarte mult cu aceste două goluri. Winks către Lucas Moura. Planici, Planici se duce, Planici. Planici o pasă foarte bună către Florin Tănase, Tănase. Malen, 4 la 1 pentru noi. Gol, Malen. 4 la 1 pentru noi, ce umilință. De la 1 la 1 la pauză reușim să conducem foarte cu o distanță de gol foarte mare, 3 goluri diferență. Tănase acum. Pasă greșită a lui Tănase. Bine acolo Coman. Malen nu face o preluare bună. Bergwijn. Stoiledis, Florentino, Tănase și Coman, un fines, finesul, fines, gol, 5 la 1, în minutul 87, am reușit să dăm 4 goluri în această repriză, oare mai vom reuși să dea, se pare că nu reușim să mai dăm încă unul. Este minutul 89, nu cred că se va mai putea schimba tabela de marcaj. Sa acum către Steven Bergwijn, Kane, o pasă cu călcuiul la Son. Son întoarce, doar că se termină meciul și câștigăm acest meci. Câștigăm cu 5 la 1, un rezultat foarte, foarte bun pentru noi. I-am dominat foarte mult, la posesie nu am reușit să-i dominăm, ne-au dominat ei, 61% posesie. Așa ne și la interviul de după meci. Și Nedelcu chiar și el a fost foarte bun. La fel și Man a devenit foarte bun în a doua repriză. Ne-a ajutat foarte mult. După cât l-am criticat pentru greșelile lui din prima repriză, în a doua repriză chiar a jucat foarte, foarte bine. Man devine de 76 acum. Așa, haideți să simulăm și meciul acesta contra Crystal Palace. Jucăm acasă doar egaluri în ultimele lor 3 meciuri. Și reușim să câștigăm cu 2 la 0 gol marcate de Tănase și Coman. Da, am revenit. Avem meci cu Sheffield în FA Cup. Jucăm acasă. Nu au câștigat niciun meci în ultimele lor 3 meciuri. Să vedem ce reușim să facem. Și din fericire câștigăm cu 2 la 0 goluri marcate de Dennis Mann și Emerson. Se pare că Malen devine de 81, crește foarte mult. Este și foarte bun, pot spune. Simulăm mai departe. Și este jucătorul lunii în Premier League. Avem meci contra Manchester United. Ofertă pentru Vlad, nu îl vom da. Avem 36.000 de euro buget. Bălgrădean a fost vândut. Stați că vreau să fac ceva acum. Să pun doar buget de salarii, deoarece acum în ianuarie mai așteptăm puțin până la meciul cu Manchester United, să vă zic. Deci în ianuarie acum pot să iau jucători pe gratis, adică doar le dau lor ăsta, cum se numește contractul. Și da,
M-am gândit să iau câțiva care sunt liberi de contract, adică vor fi liberi de contract, printre care ar fi Meunier. Știu că sunt puțin mai bătrân, doar că... what? Da, pe Meunier nu pot să-l iau. Dar voi reveni și o să-i pun pe toți aia care pot să iau pe lista de transferuri. Da, am revenit. Ăștia sunt jucătorii pe care i-aș putea lua. M-am gândit să-l iau pe Matuidi. Sper că am destui bani să-i dau contractul. Da, dacă nu știați, nu va veni acum, nu voi putea lua chiar acum. O să vină sezonul viitor. O să încerc să-i dau acum 4 ani. Știu că e foarte mult, el și are un an. Da, știu. Oh, nu, ce prost sunt. Trebuia să-i dau 3 ani. 3 ani poate îl conving. Nu, 2 ani, da. Nu va sta foarte mult la noi. Așa. E... nicio clauză. Wow. Ce-i cu ăsta? Chiar cere foarte mult. Având în vedere că el avea un salariu mult mai mic acolo, eu o să îi dau 100 și bonus, îi scot și bonusul. Da, îi scot și ăsta și îi dau direct un salariu mare. Da, îi mai măresc pe aici. 1000, da, 158.000, da, știu că este foarte mult, doar că, da, chiar e foarte mult și o să dau 138.000. Nu, 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 frate, nu. Îi scot bonusul ăsta. Asta chiar e complicat. O să îi dau mai mult. Atunci 140.000 e ok. Nu, încă cer mult ăștia. Fac. Chiar e complicat. O 156.000. Cred că deja am rezolvat. Da, Matuidi va veni la noi sezonul viitor. Jucătorul de 84 rating va scădea foarte mult. Cred că când îl vom lua noi va fi de 82. Doar că e ca și cum am fi plătit pentru el în jur de... stați să văd, deci 153. În jur de 3 milioane de euro. Și mai trebuia să-i și dăm contract, deci... eu zic că e foarte bine. Valoarea lui nu știu mai exact cât este. O să caut de fapt acum cât este valoarea lui. Jucăm așa. Acestea sunt kiturile. Și începem meciul. Să zic că acum vreau să caut și ce valoare are el. Mi apare măcar aici. Da, nu văd momentan ce valoare are. Ba da, are 20 de milioane de euro valoarea lui pe piața de transferuri și noi am dat foarte puțin. Piqué este la Manchester United, ok, chiar e ciudat. Nu știam asta. Fine, jucăm pe Old Trafford. Manchester United dau lovitura de star Bruno Fernandes în bandă la Marcus Rashford. Rashford la Diogo Dalot. Rashford în spate la Dalot. Bine, Malen. Pasă greșită, din păcate. Rashford, bine acolo Florentino și Malen. Se duce Malen, Malen se duce. Și Malen
Gol! Daniel Malen! În minutul 7 deschide scorul. Ne ducem și la antrenor, la staff, de fapt. Și Tănase, o intercepție foarte bună, dar dribblingul a fost foarte slab, doar că Malen reușește să ia mingea acum. Nedel cu un șut cu stângul, gol, 2-0, foarte repede. Ne dublăm avantajul, 2-0, chiar din minutul 10. Fred către Rashford la Gerard Piqué. Rashford se duce, întoarce mingea. Și este deposedat Nedelcu. Bine, Malen. Cred că e în offside. Nu e offside. Wan-Bissaka interceptează pasa. Malen, hai Malen. Nu reușește să dea pasa. Malen un șut cu stângul. Apără De Gea. Dăm un șut, dăm o pasă la cap. De Gea boxează mingea în afara careului. Se termină prima repriză, conducem cu 2-0, un rezultat foarte bun. Și dăm lovitura de start, începem a doua repriză. Nedelcu acum. Planić, Cristea, Emerson, Florentino, Man, pasă cu călcâiul greșită, Paul Pogba, pasează la Bruno Fernandes și Anthony Martial, Fred, Wan-Bissaka, și Soiledis ia mingea, Planić, Coman, și pasă foarte bună. Florin Tănase, faultat de Maguire. Avem lovitură liberă. Voi încerca să fac ceva acum. Sper să-mi iasă. Hai. Dă-i. Bine, foarte bine mi-a ieșit. Și gol! M-am gândit foarte bine la asta. Cei de la Manchester United nu s-au gândit să îl țină pe Coman. Și comandă un gol, 3-0 pentru noi. Bruno Fernandes, pasează între ei, Tsigankov către Anthony Martial, Bruno Fernandes, Aaron Wan-Bissaka. Și Coman ia mingea și plecăm pe contraatac, pasează către Daniel Malen, un șut din afara careului, cred. De fapt, cred că era în careu, nu am văzut foarte bine. Și Tănase. Pasează la Florentino prea târziu. Anthony Martial către Laird. N-am niciodată de jucătorul ăsta. Bruno Fernandes, Gerard Piqué, Wan-Bissaka, Paul Pogba. Piqué acum. Martial pasă lungă către Rashford. Laird pasă greșită și cred că și se termină meciul contra Manchester United. Câștigăm cu 3-0. Cred că Malen a fost omul meciului.
Da, și aici la interviul de după meci ne motivăm mai mult squadul pentru a fi mai buni. Așa, terminăm și acest meci. Și acesta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați pe butonul de like. Eu am fost Vasi, la revedere.